Aci oameni disperați. Uite, e o sculptură făcută din bănuți de un cent. Și oamenii o rup din ea. Iată. Bine că m-a pus câte un euro. Aoleu, dacă era făcută din monede de un euro, dispărea cu tot. Dar e interesant. Întotdeauna am fost fan Falco. Dacă tot suntem în Viena, mergem la restaurant Falco să bem și noi măcar o cafea sau... Salutare! Azi mergem împreună la Viena. Mergem să facem pașaportul fetis. Ca toți românii. Are fază. Și intrare mică la magazinul ăsta. La consulatul României am terminat repede pentru că am avut programare și acum mai mergem prin Viena puțin. Nunțiatura apostolică în Austria este lângă secția consulară unde faci pașaportul și acum mergem să mâncăm ceva. Trebuie să mai stăm vreo 2 ore prin Viena. Fetița, unde-i fetița acum? În Viena? Un magazin numai pentru lămpi. Asta e clădirea ORF. Și mergem la Brauerei Biergarten. Hai! Eu aș vrea să merg la un zoo! O să iau un bug handle salat și cu grilte garnele. Căbița! Ce mănâncă fetița? Și o supă? O supă la ceașcă. A venit și salata de pui. Iată, o pupa fetița. Din tuburi de canalizare.
Vezi porumbii? Mai încolo. Dar ce oameni disperați. Uite, o sculptură făcută din bănuți de un cent. Și oamenii o rup din ea. Iată. Bine că m-a pus câte un euro. Aoleu, dacă era făcută din monede de un euro, dispărea cu tot. Dar e interesant. Sunt două mâini care se țin. Întotdeauna am fost fan Falco. Dacă toți suntem în Viena, mergem la restaurant Falco să bem și noi măcar o cafea sau să vedem o prăjitură ceva. Uite, diferite celebre. Da, uite, costumul lui. Să luăm și un Kaiserschmarrn. Asta e dulceață. Dulceață, e dulceață de cireșe. Plecăm din Viena, mergem în Ungaria, la dentist.